Arhiepiscopul Andrei Andrei Cuț și episcopul Irineu Pop Bistrițeanul sunt singurii candidați la cârma Mitropoliei Clujului. Alegerile finale vor avea loc vineri la București, când se va întruni sinodul Bisericii Ortodoxe Române. La adunarea eparhială care s-a întrunit marți dimineață au participat peste 30 de preoți și mireni ai Arhiepiscopiei Clujului, ierarhii din Sinodul Mitropolitan al Clujului, trei reprezentanți din celelalte adunări eparhiale din Mitropolie, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și directorul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj. Adunarea eparhială a hotărât să mențină pe listă doar pe cei doi candidați propuși ieri de Sinodul Metropolitan. Aceștia sunt Arhiepiscopul Andrei Andrei Cuț și Episcopul Irineu Pop Bistrițeanul. În urma ședinței speciale de consultare a membrilor Sinodului Mitropolitan cu membrii adunării eparhiale și cu membrii de drept care reprezintă celelalte eparhii din Mitropolie, s-a votat în unanimitate de voturi menținerea listei cu cele două propuneri formulate prin vot secret la Sinodul Mitropolitan, astfel că numele care vor pleca de aici spre Sfântul Sinod ca propuneri pentru a fi ales noul mitropolit sunt înalt preasfințitul arhiepiscop Andrei al Alba Iulie și preasfințitul episcop vicar Irineu Bistrițeanul. Lista finală cu numele celor doi candidați desemnat de Sinodul Mitropolitan și confirmată de adunarea eparhială va fi înaintată Sfântului Sinod, care se va întruni în ședința de lucru vineri. Viitorul mitropolit al Clujului va fi ales prin vot secret la reședința patriarhală din București. Descindere cu mascat și elicopter în Maramureșul istoric, în câteva minute la știri.